Bine v-am găsit, dragilor, la o nouă ediție Sport Arena la zi, live, dar nu doar aici pe Metropola TV, ci și pe Sport Total FM. Alături de mine în platou, să iau aer, ca să am timp să prezint pe toată lumea, Ionel Luțan. Bună, Ionel, bine ai revenit! Bună, Alice, bine te-am regăsit! Ionuț Florea, colegul nostru, Ionuț pentru prima dată pe săptămâna asta, te salut! Te salut și eu, Alice, bine te-am găsit! Și colegul meu, Dacian Varga. Ce faci, Dacian, toate bune? Bună, colega! Deci, bun, acum că am răsuflat ușurată, v-am prezentat pe toți. Ce faceți? Cum sunteți? Toate bune? Bine, sănătoși, voinici. Nu vă înghesuiți cu părerile de bine. Am înțeles. Începem procesul etapei. Da, după o etapă interesantă, o pregătim deja pe următoarea, că zilele trec repede, nu, Dacian, și uităm repede succesul, pentru că vine următoarea provocare. Succesul. Sau insuccesul, unde a fost cazul, da? Noi vorbim de cele bune. Bun, cele bune să se adune, nu-i așa? În cazul ăsta, haideți să vorbim despre prima partidă care s-a desfășurat în etapa aceasta, de la CS Mioveni și Chindia Târgoviște, unde Chindia a reușit să plece acasă cu cele 3 puncte. Haideți să vedem părerile tehnicienilor și revenim aici în platou. Haideți să încercăm să vorbim un pic până vedem exact despre părerile tehnicienilor. În sfârșit, cei de la Chindia parcă își revin un pic, nu-i așa? Dacian, ce părere ai? Câștigi! Nu ai cum să nu spui că nu ți-ai revenit. Cu toate că, din punctul meu de vedere, merita un egal Mioveni. Au avut și un gol anulat pentru o poziție de offside, care nu a fost. Iar problemele după meci, iar retragem echipa, iar... Exact. Nu, până e clară treaba, până nu avem VAR, discuțiile astea o să le avem mereu. Așteptăm, cred că cu toții, nerăbdare să intrăm și noi în legalitate, așa să zic, între ghilimele, să avem VAR. Cred că am rămas, cred că, printre ultimele țări care nu avem VAR. Cred că, repet, un scor echitabil era 1-1. Așa să fie, dacă opinia lui Dacian este asta. Ionuț, tu ce părere ai? Pare că am îngândurat așa pe tema acestei partide. Să știi că mă așteptam să fie o partidă strânsă și echilibrată, Alice, pentru că se întâlneau două formații care pun accent foarte mult pe organizarea defensivă. Nu mă așteptam să vedem spectacol, deși dacă stăm să analizăm, am avut cea mai spectaculoasă etapă de când a început acest campionat, 23 de goluri marcate în 8 partide, o medie de aproximativ 3 goluri pe meci. Deci n-am văzut spectacol, dar nu chiar din prima. Până la urmă, Chindia începe să semene cu echipa aceea care se așeza foarte bine și la prima ocazie reușea să marcheze, iar apoi era foarte greu să primească gol. Mă bucur pentru Emil Sandoi, pentru că după un început mai dificil a reușit să pună lucrurile la punct, sau cel puțin așa au apărut în partida de la Mioveni, însă totuși sunt departe față de ceea ce au arătat anul trecut și prin prisma clasamentului. Să fie așa, Ionel, mai e mult până departe pentru echipa lui Emil Sandoi? Da, iată inconstanța unei formații care a promovat acum în Liga 1. Este vorba de CS Mioveni, care venea acasă după succesul din deplasare pe arena din Ștefan cel Mare cu cei de la Academica Clinceni. O partidă strânsă, într-adevăr, cum ne și așteptam de altfel. Chindia încet încet arată în continuare că este o competitoare serioasă pentru prima ligă și care poate pune probleme. A arătat acest lucru oricărui partener de întrecere. Chindia, care încet, dar sigur, se apropie de casă, începând cu etapa viitoare cu partida de certă atracție cu Farul, va evolua pe arena Ilie Ioană din Ploiești. Și se spune că la finele lui octombrie, Chindia în sfârșit va juca din nou acasă pe stadionul Eugen Popescu, care va primi o derogare provizorie pentru a putea găzdui partide de Liga 1. Așa de rapid să se miște lucrurile la Chindia după atâția ani de așteptat? Da, lucrurile sunt aproape de finalizare pentru această omologare provizorie. Ei au luat modelul celor de la Sepsi Oseca, care au făcut același lucru când au omologat stadionul pe care încă joacă echipa lui Leo Grozavo. Se spune că la finele lui octombrie se întoarce Chindia acasă, urmând ca în același timp, cu partidele care vor fi găzduite de stadionul Eugen Popescu, să continue lucrările, pentru că în primăvară totul să fie ok. Dar va fi vorba de o omologare provizorie pentru Chindia Târgoviște. Cred că putem să trecem mai departe, dacă nu mai e nimic de adăugat la această partidă, nu vă înghesuiți. Nu... Doar dacă mai ai tu ceva de adăugat, ținând cont că ai văzut meciul, ai fost și la meci, nu? Da, cu sufletul. Cu sufletul, că Mioveni, nu, din păcate, e drumul lung, traficul greu, știi cum se spune. Bun, haideți să trecem mai departe la partida dintre cei de la UTA Arad și Rapid, terminată cu un egal de 2-2. Haideți să vedem părerile antrenorilor și ne întoarcem. I-am contrablocat, ca să spun așa, pe fazele ofensive pe care au încercat să le pună în aplicare.
Dar a doua repriză, presiunea pusă și de public și de jucătorii din teren, prin schimbările pe care le-a făcut Ghiussi, cred că a adus acest scor de egalitate. Un meci care pentru noi a fost așa, un amestec de emoții, de trăiri. Două reprize, cred, diametral opuse, chiar dacă noi am început foarte bine jocul. Am avut acea ocazie cu Miculescu, un moment psihologic destul de important. Rapid ne-a marcat la primul corner pe care l-au avut, după care a venit destul de repede și golul 2 de nicăieri, o minge practic aruncată în careu, deviată de un jucător de al nostru și a căzut în poartă. După 2-0 ne-a fost destul de greu să reacționăm. Practic nu s-a întâmplat nimic notabil pentru noi, cel puțin, în prima repriză după 2-0. În schimb, Rapidul a avut acea ocazie în care putea să facă 3-0 și pentru noi s-ar fi terminat. Cred că totul ar fi fost foarte dificil să întoarcem de la acel rezultat. În schimb, mă bucur tare mult pentru reacția echipei. A doua repriză, cred că a fost cea mai bună repriză pe care am făcut-o noi în acest sezon, împotriva unei echipe care a demonstrat, împotriva unor echipe grele din campionatul nostru, că știe să se apere foarte bine. Asta au făcut în a doua repriză, au coborât mult blocul defensiv, la un moment dat au renunțat chiar și la arma contraatacului, dar noi am demonstrat că credem în potențialul nostru, ne-am creat foarte multe ocazii, în acest moment chiar nu m-am uitat peste statistică, dar cred că raportul ocaziilor, cel puțin din repriza secundă, este covârșitor în favoarea noastră. Și chiar dacă spre final am reușit să egalăm, probabil că dacă ar mai fi fost puțin din meci, probabil că am fi reușit și să câștigăm. Felicitări băieților pentru ce am reușit, mai ales în repriza a doua. Dar trebuie să spun și că este o lecție pentru noi, pentru că trebuie să gestionăm mai bine anumite momente, practic o fază fixă, după aia un gol venit de nicăieri, trebuie să știm să fim mai responsabili în aceste momente. Dar, repet, vreau să mă axez foarte mult pe aspectele pozitive din acest meci și cred că, așa, ca un aspect general pozitiv, este toată repriza secundă. Da, spectacol pentru publicul arădean, deși au fost conduși cu 2-0, au reușit foarte rapid să egaleze, dacă, așa cum a spus domnul Balin, dacă aveau ceva mai mult timp, poate chiar și câștigau. O să încep cu Ionuț de data asta, încerc să vă alternez, așa să fie un echilibru în toate în emisiunea noastră. Ionuț, ce părere ai despre rezultatul acestei partide? Asemănat oarecum ca desfășurare a LIS cu partida dintre Craiova și Rapid. Rapid a început bine, a condus, după care a avut acel declic din punct de vedere negativ pe finalul partidei. Au luat două goluri cu Craiova și au pierdut. Au luat două goluri aici, însă aveau avantajul acela de 2-0. Însă cred eu că dacă meciul mai ținea 10-15 minute, cu mari șanse UTA a reușit să se impună. E clar că Rapid nu arată ca o echipă nou promovată, pentru că arată forță și eram foarte curios cum va reacționa echipa după prima înfrângere cea înregistrată pe Arena Națională. Au început foarte bine, însă ceva s-a întâmplat acolo și prin ieșirea lui Goge, cel care a destabilizat puțin partea aceasta defensivă a echipei și pe final au reușit să piardă. Până la urmă este un punct câștigat și Rapid rămâne pe locul 2 la egalitate cu Botoșani, surpriza campionatului din punctul meu de vedere până în acest moment. Ești de acord, Ionel, că este o surpriză a campionatului Rapid din toate punctele de vedere, dar și cei de la UTA nu par să plece prea departe de acest termen. Da, UTA capătă constanță, consistență și devine pe zi ce trece parcă o certitudine în peisajul primei ligi cu acest Ghiussi Balint, un antrenor care face pași remarcabili pe calea afirmării. UTA e impulsionată și de un public fantastic în repriza a doua, evident și pe fondul retragerii Rapidului, care a punctat chiar prin Alexandru Albu, ex-echipierul celor de la UTA, două reușite a doua, una mai puțin obișnuit așa pe stadioane, dar era 2-0. Rapidul s-a mulțumit până la urmă cu un egal și fără Mihai Iosif, suspendat, trimis în tribună. Poate că a contat într-un fel și acest lucru. Spunea Ionuț și de Goge, redistribuit și el, revenit pe gazon, într-un post mai puțin obișnuit, de fundaș dreapta, el era undeva în partea stângă a defensivei. Însă cert este că a fost un spectacol pe cinste, cu un public formidabil și cu două echipe care au arătat un fotbal de bună calitate. Ești de acord, Dacian, cu da, toți colegii? Da, și a fost drag să te uiți la un asemenea meci. Vezi 4 goluri, vezi ocazii de poartă. Sincer... Răsturnarea de rezultat? Răsturnarea de rezultat. Sincer, mie mi-a părut rău că s-a terminat. Mi-ar fi plăcut să mai țină... O repriză. Măcar o repriză, da, da. Da, un meci frumos, mai ales pentru public, pentru cei care au fost la stadion. O atmosferă foarte frumoasă. Eu cred că
Dacă Albul face 3-0 în prima repriză acolo... S-a terminat. Eu cred că meciul este încheiat. Da, și pe de altă parte, ce înseamnă să ai și un lot de bună calitate, așa cum dispune UTA acum, Giussi Balint, Antal intră din nou, un jucător de bună calitate și marchează. Data trecută a oferit pasa de gol, remarcabilă de altfel, când ai și calitate pe banca tehnică și tot ai... Tot rezervă a fost și... Tot rezervă, da, parcă a devenit și... o schemă la Giussi Balint. Are calitate, are un lot de bună calitate și se vede și prin mișcările pe care le face atunci când este nevoit să facă schimbări. Și prin locul din clasament pe care îl ocupă în momentul de față cei de la Arad, neașteptat cumva, parcă acest început de campionat a detronat, să spunem, obișnuitele locurilor 2, 3, 4 și 5. Bun, să trecem mai departe la partida dintre cei de la FC Argeș și FCU Craiova. Haideți să vedem ce au avut de spus tehnicienii și revenim. Ce pot să spun? Sunt foarte supărat de rezultat. Nu pot să spun că sunt supărat pe atitudinea jucătorilor sau felul cum au jucat. Prima repriză, primele 30 minute am dominat, am avut ocazia, am avut cornere, faze fixe, nu am reușit să înscriem, pe care ultimele 15 minute în prima repriză Botoșan ne-a dominat, a avut o ocazie mare și la pauză era un scor, cred eu, normal, 0-0. Nu a fost prea multe ocazii. Repriza a doua au început, cred că, 5 minute cei de la Botoșan, după care noi am controlat jocul, dar nu am reușit să înscriem, am avut și ceva ocazii, iar un gol, cred eu, mult prea ușor și cu o greșeală mare. Cred eu a portarului, dar nu cred că trebuie să dăm vina pe portar acum dacă am pierdut meciul. Pentru că când pierdem, pierde toată lumea, și antrenorul, și echipa, și toți din club. Îmi pare rău că am început acest al treilea mandat la CFR cu o înfrângere. Face parte din joc, e clar că e prima înfrângere. Nu mă așteptam să vină, dar orice meci la Botoșani este foarte, foarte greu. Micile detalii, plus că dacă aveam și noi vara astăzi, cred că, nu vreau să zic sigur, dar vreau să văd fazele, cred că cel puțin un penalti îl primeam dacă era VAR. La arbitru a fost greu să vadă, nu vreau să dau vina pe el, dar dacă vedea și el acolo fazele și știa, poate se spunea că era un penalti. Dar, per total, scorul e mincinos, eu cred că merita mai mult, dar ăsta e fotbalul. Fotbalul se joacă pe goluri. Radiem toți de fericire pentru că am reușit să învingem CFR Cluj și mai cu seamă pentru că am reușit un joc foarte bun. În prima repriză, chiar cred eu că a fost cea mai reușită repriză de la începutul campionatului și am arătat a echipă importantă din campionatul nostru, ca să nu zic foarte bună. Plină de surprize sunt astăzi, am luat pe colegii mei pe nepregătite, așa că am văzut opiniile celor de la CFR și FC Botoșani, CFR-ul, prima înfrângere. Exact cum a fost o surpriză prima înfrângere, exact așa o surpriză v-am făcut și vouă astăzi. Dacian, ce părere ai avut despre asta? Nu mai mustăci acolo, că te vede lumea la televizor. Ne luăm pe nepregătite, nu eram acum pregătiți pentru Botoșani cu CFR. Scoate fișa aia. Să-ți dau de la mine de... O victorie meritată a celor de la Botoșani, exact cum a spus și antrenorul secund de la Botoșani. O primă repriză foarte bună făcută de cei de la Botoșani. În repriza a doua s-a echilibrat, din punctul meu de vedere, s-a echilibrat balanța. Un gol și norocos. Eu zic că era un gol parabil acolo. O greșeală a lui Bălgrădean. Totuși a dat cu capul de la 14 metri, 12 metri. Nu văd ce tărie putea să-i dea totuși de la 12-13 metri să dai cu capul. A ținut mâna moale acolo și s-a dus peste. Asta spun și eu. Nu mi-a plăcut în primul rând acel gest urât al lui Culiu, din punctul meu de vedere, ținând cont că are atâta experiență, putea să primească cartonașul roșu și cred că era chiar și în careu sau la limita careului. Prima înfrângere pentru CFR. Era normal că la un moment dat trebuia să vină și o înfrângere, dar sunt ferm convins că Dan Petrescu o să-i motiveze și mai am ceva de adăugat. Te rugăm. Eu cred că este bucuros Dan Petrescu că a pierdut acum, da? Ca să poată să știu ce înseamnă, la Dan Petrescu, când pierzi un meci. Iar sunt ferm convins că i-a montat foarte bine pentru meciurile din conferință acum cu această înfrângere. Să fi fost asta o strategie, vrei să spui? Nu, departe de mine gândul de strategie. Doar că
pentru el a fost, a venit mănușă această înfrângere, ca știe cum să pună problema acum în vestiar și să... El niciodată n-a fost adeptul care să, nu știu, să facă nuntă la o, pentru o victorie. Tocmai de asta spun că pentru el a fost perfect că a venit o înfrângere acum. Ionel, nu te văd foarte bine de aici, de unde sunt, dar sunt convinsă că ești foarte pregătit să ne spui ce părere ai avut tu despre această primă înfrângere a CFR-ului. Da, în primul și în primul rând, spectacolul cu pregătire pe banca tehnică care a venit la el acasă. L-am văzut pe Dan Petrescu având acele meciuri permanente cu arbitrii. La un moment dat arăta câteva degete, adică lovituri de pedeapsă pe care nu le-ar fi primit CFR-ul. Va fi de acum încolo, măcar acolo, un spectacol important. Botoșanul confirmă o echipă puternică cu pregătire pe teren propriu, care găsește mereu resurse de calitate. Am văzut și golul. Într-adevăr, Bălgrădean a reacționat cu întârziere, însă lovitura de cap a fost bine plasată dintre doi apărători. A strâns acolo Camora, dar forța jucătorului a venit jucătorului în atac și să nu uităm și centrarea de bună calitate a lui Onjenda, i-a pus mingea pe cap acolo, acțiune de bună calitate. Botoșanul confirmă, iar Dan Petrescu cred că va avea destul de lucru, pentru că, ce văd eu, piesele cu greutate rulează parcă din ce în ce mai greu și mă refer și la Deac, mă refer și la Camora, de ce nu și la Culio, care a venit acum și are încrederea lui Dan Petrescu, deși anii s-au adunat și peste acest jucător. Ionuț, că vă iau pe rând, așa, să auzim opinia fiecăruia, eu câteva cuvinte. Da, este un pare rău că te-am lăsat la urmă, sper să mă ierți. Nu, mi-am adunat ideile, am avut timp să-mi adun ideile. Și pe Dacian l-am luat pe repede înainte, pe nepregătită, o să vezi că mă ceartă acum. Nu, că Dacian era pregătit, avea sub masă acolo. Vine vorba de Dan Petrescu, n-am cum să nu fiu pregătit. Și din somn dacă te iau, știi, a făcut așa, acolo. Recunosc. El e cel mai în măsură, Alisa a lucrat cu Dan Petrescu, știe exact ceea ce înseamnă Dan Petrescu ca antrenor. Pentru mine este un paradox ceea ce se întâmplă la CFR. Au schimbat antrenorul care avea 7 victorii din 7, a venit un nou antrenor cu dorința de a resuscita echipa și de a aduce un tonus. Din păcate, ceea ce am văzut la CFR, multă blazare, o echipă fără viteză, un mijloc inexistent. Dovadă că după 45 de minute Culio a părăsit terenul, din punctul meu de vedere nici nu avea ce să caute în primul 11, pentru că toate pasele pe care le-a dat cu frână. E clar că Dan Petrescu are mult de lucru acolo, Alice, dacă vrea să aducă din nou echipa la nivelul pe care, bineînțeles, îl dorește și mai ales la mijlocul terenului, pentru că CFR nu și-a creat ocazii. Dan Petrescu spune că ar fi avut 4 penaltiuri, pentru că ăsta era semnul pe care l-a arătat întregii brigăzi după partidă, doar că penaltiurile acelea nici măcar nu au fost ocazii, au fost niște brambureri prin careul Botoșanului, câteva lufturi, dacă le putem numi așa, fără a fi ocazii clare sau situații clare de a marca. Nu, asta ne aduce aminte, eu nu ce am zis legat de prestația celor de la CFR, de o partidă anterioară între cele două grupări și cei de la CFR se plângeau de calitatea câmpului de joc, la care prietenul nostru, finanțatorul echipei gazdă, Valeriu Iftime, spunea: nu vă plângeți de gazon, că voi oricum aruncați mingile în antecareu, deviați pe acolo, așa că voi nu jucați pe jos. Nu mă întrebați de gazon, că veșnică, nu e cazul. Veșnică, glumă la înțepăturile dintre domnul Iftime, care nu e lipsit niciodată de simțul umorului. Haideți să revenim un pic și la partida dintre cei de la FC Argeș și FC Craiova, 1-0, piteștenii mai strâng 3 puncte. Ionuț, cum ai văzut? Aici nu ți-am mai lăsat atâta timp să-ți adun gândurile, acum încerc să trag presiune, eu de timp, presiune, să spun câteva cuvinte, uite, mai fac o glumă, o pasă cu Ionel. Așa trebuie la nivel înalt, presiune pe tine mereu, așa că... A avut nevoie, Alice, piteștenii de 8 etape să-și treacă în cont prima victorie pe teren propriu și primul gol marcat, pentru că Argeșul era echipa care nu reușise să puncteze pe teren propriu și să ia vreun punct. Au reușit să câștige, meritat, spun eu, la ceea ce s-a jucat până la urmă și este o victorie care ar trebui să dea de gândit Universității Craiova, FC Universității Craiova, pentru că, iată, s-au adunat deja 4 partide de la ultimul succes și presiunea crește și pentru Adi Mutu. Noi spuneam la începutul acestui sezon că la Craiova atmosfera este liniștită până la primele insuccese, iată că ele se adună ușor-ușor. Au trecut 4 etape și nu neapărat că FC Universitatea Craiova nu punctează în clasament, însă din păcate nici jocul nu mai e același. Putem găsi alibiul acela al lipsei lui Bauza, care era principalul motor de la mijlocul terenului, dar eu cred că Adi Mutu trebuie să încerce să găsească soluții pe termen scurt până când va reveni jucătorul respectiv în primul 11, dacă, bineînțeles, vor dori să acumuleze puncte. Cu toate astea, s-a vorbit despre faptul că Adi Mutu nu este în cărți, să spunem așa, să plece de la cei de la Craiova. Deocamdată, da. Folosim, specificăm deocamdată, pentru că avem și multe surprize, nu-i așa, Ionel?
Da, cred că Dacian știe la fel de bine ca și mine, atunci când un conducător îți spune că e sigur pe postul tău, atunci imediat urmează demiterea. Deci, atunci trebuie să te duci să-ți faci bagajele, așa e, nu? Nu stă deloc confortabil și cred că mai interesant a fost pentru Craioveni după partidă în care, dacă ce a relatat presa, că liderii galeriei au urcat în autocar și au retras banderola, nu neapărat pentru că nu avea jucătorul pe braț, capitanul Dragoș Albu, presiunea este uriașă la Craiova, iată și acest eveniment care s-a petrecut după partidă, în care liderul galeriei a urcat în autocar și se spune că Adrian Mutu nu a putut face nimic, a venit mai apoi un comunicat din partea clubului care a încercat să atenueze. Asta arată, nu, presiunea mare care este la echipă, dorința fanilor ca rezultatele să fie altele. Adrian Mutu nu a reușit să aducă până acum ceea ce așteptau fanii Craiovei și nu știu de câtă răbdare se mai poate bucura chiar din partea lui Adrian Mititelu Junior, care pronunța un cuvânt rar la Craiova. Răbdare, se pare că suntem cam pe ultima sute de metri a răbdării celor de la FC Universitate. Răbdare în Oltenia? Se poate așa ceva? Nu prea. Nu prea, Dacian, nu? Prea. Nu crezi? Am jucat la Craiova, bine, la CSU Craiova, la fel este și acolo. Sunt fer convins că la fel este și la FCU Craiova. Ținând cont că acum o să, următoarea etapă o să fie un mare derby, da? Joacă amândouă Craiove între ele. Nu, vine FCSB-ul la Craiova. Și următoarea etapă, aceea, da. Deci nerăbdător să o vezi pe aceea în Craiova, da, versus Craiova. Toată lumea cred, da, da, seama ce o să fie acolo, nebunie de meci. Dacă cei de la FCU nu o să câștige cu cei de la CSU Craiova, mi-e greu să cred că o să mai rămână Adi Mutu pe banca celor de la FCU. Are o misiune grea, foarte grea. Deștepte că au schimbat, cred că, 10-11 jucători, dacă nu chiar mai mult. E greu să... Nici nu ai adus jucători cu așa mare experiență să joace imediat. Au adus jucători, dar nu mi s-au părut senzaționali. Adică, nu știu, părerea mea, când aduci un străin, trebuie să-ți vadă diferența, trebuie să-ți facă diferența. Nu aduci un străin care de nivelul unui român, doar mediocru, că îl plătești mai mult. Că automat, un străin nu cred că poate să vină în România pe bani mai puțin. Bun, înainte să trecem la următoarea partidă, este de anunțat faptul că avem imagini de la live de la partida dintre Voluntari 2 și FC Farul Constanța 2 în momentul de față, care se desfășoară în timp ce vorbim. Scorul este de 0-0 momentan, dar este abia minutul 19. Da, și completa Ioalis, e vorba de o restanță din campionatul Ligii a 3-a, o partidă care nu s-a disputat la timpul oportun, pentru că Farul 2 Constanța avea câțiva jucători la loturile naționale și a cerut și a obținut această amânare. Echipa gazdă pregătită de Emil Ursu nu are până acum nici măcar un punct după primele două etape. Farul arată foarte bine, cred că și astăzi au destui jucători interesanți de la prima echipă, runda trecută printre alții, marca la garnitura a doua, Carlo Casap, printre alții Luca Andronache, internațional de tineret, sau Gabriel Georgescu, cu toți jucători care au făcut cunoștință cu Liga 1. Se anunță și astăzi o misiune dificilă pentru FC Voluntari 2, care va putea fi revăzută și pe ecranele Metropola TV, sâmbătă, în etapa a patra, în transmisiune directă, în jocul de pe teren propriu, Arena Gheorghe Dincă, cu CSM Fetești. E interesant cumva, cum vedem FC Voluntari și pe cei de la Farul în Liga 1, în diverse confruntări, acum în Liga 3. Haideți să stăm puțin de vorbă cu al nostru coleg Robert Gherghe, pe care l-avem direct de la fața locului. Bună, Robert! Bună, bună, Alice, bună, Ionel! Am făcut așa o introducere, dar vrem să știm de la tine ce se întâmplă acolo și care este atmosfera. Minutul 23 aici pe Arena Dincă din Voluntari. Se întâlnesc FC Voluntari 2 și Farul Constanța 2. Un meci foarte echilibrat până acest minutul 23. Două ocazii mari ratate de către echipa noastră. În urmă cu două minute, Mihai Vasile a ratat o lovitură de la undeva la 16 metri, la marginea care au de 16 metri, a trimis puțin pe lângă poartă. Din punctul meu de vedere, faul a fost comis în suprafața de joc, dar arbitru Răzvan Negură a scos, nu le-a dat penalti și a acordat lovitură liberă, mă rog, contează mai puțin. Un meci echilibrat în care ambele echipe au încercat să joace ofensiv, joace pe poartă, nu există așa perioadă de datoră, un meci frumos care își place celor aproximativ 150 de spectatori, o asistență numeroasă aici la Voluntari cu care se partide. Da, te salut și eu, Robert. FC Voluntari 2 caută prima victorie în noul sezon după eșecurile anterioare în fața unei formații constanțene care foarte probabil și astăzi aliniază destui jucători din lotul lărgit al lui Gica Hagi. Da, dacă aș da telegrafic citire echipei oaspete, sunt jucători. Iată un șut senzațional la 35 de metri, scoate portarul mușat, deja am
avansat numele primului jucător. Este vorba de Ștefan Mușat, portarul echipei oaspete, un jucător care în sezonul precedent a promovat cu CSEA Steaua în eșalonul secund. Iată pe scurt echipa oaspete, în poartă Mușat, jucător de schimb Georgescu, Bârzu, Buta, Chiera, Nicola Popescu, Rădăvălescu, Castanda, Cojocaru, Andronache, Bodișteanu. Deci iată, absolut toți jucătorii sunt jucători înscriși pe platforma lpf.ro, deci jucători care se află fac parte din lotul primei echipe. Pe banca de rezervă regăsim jucătorii și au debutat deja în Liga 1, vorba de Dănuleasa, Casap, Lazar Bogdan și Tănase. Da, de cealaltă parte, Robert, pe cine mizează Emil Ursu în încercarea repede a găsi prima victorie din nou sezon? Da, tot telegrafic, ca să spun și primul stăci a echipei noastre, începem în poartă cu Neacșu, jucător de câmp, Mitrache, Chiliri, Tudor, Octai, Coman, Antonio Stan, Florin Bălan, Vasile Mihai, Alexandru Muntean și Bogdan Dima. Pe banca de rezervă, jucători tineri, toți născuți după 2000, Paraschiv, Hagiu, Tomescu, Tudoțe, Neculai, Mihai, Alin Lazăr, Badea și Melencu. Bun, Robert, mulțumim tare mult pentru detalii și, ce să zic, succes, revenim la voi în cazul în care se mai întâmplă câte ceva. Emisiune frumoasă, continuare. Mulțumim tare mult. Bun, și ca să facem așa o trecere lină, nu? Vor rămâne imaginile acolo pe ecran. În caz de vreo schimbare de scor vom fi anunțați. Cei de la FC Voluntari din prima ligă de data aceasta au obținut o victorie împotriva fostului antrenor Mihai Teja la Gazmetan. 2-1, nici nu știu, cine vrea să înceapă? Hai să încep eu? Ionel. Da, Ionel este elev model. Din partea stângă, unul dintre autorii golurilor chiar juca în acea zonă a terenului, Ion Gheorghe. Iată că pentru FC Voluntari a venit și ora primului succes în deplasare. Echipa era obișnuită să se alimenteze cu puncte din propriul fief. A găsit o echipă gazdă rănită din oaie, toate punctele de vedere, pregătită, se pare că doar până astăzi, de Mihai Teja, care este pe punctul de a rezilia contractul cu Gazmetan Media și dacă nu s-a întâmplat între timp acest lucru. Perioada bună traversată de FC Voluntari, care dacă câștigă etapa următoare acasă, vineri, cu CSM Mioveni, se apropie convingător și nesperat pentru mulți de zona de play-off. Dar ce a început? Ionele, știi cum e? Două meciuri câștigi, ești în play-off. Da, așa două meciuri ai luat bătaie, te bazi la retrogradare. O victorie meritată a celor de la Voluntari. Nu știu, îmi pare rău de Gazmetan. Mereu au jucat bine. Au avut un început foarte bun de campionat. Mi-aduc aminte și primele etape. Au luat gol în minutul 87, în minutul 88. Adică... Da, e o lipsă de noroc, cumva. Înainte să, să vedem și opinia lui Ionuț, îl avem la telefon pe Liviu Cebotariu. Bună seara! Alo, bună ziua! Felicitări pentru cele 3 puncte obținute la Mediaș. Cum ați văzut partida? Ce mulțumiri și poate nemulțumiri aveți la adresa prestației echipei? Da, mulțumim pentru felicitări. În sfârșit am reușit să spargem gheata între ghilimele, fiind prima victoria noastră în deplasare în acest sezon, pentru că am în cele 3 deplasări pe care le-am disputat, și aici mă refer la Dinamo, la Craiova și la Arad, n-am reușit să aducem niciun punct, chiar dacă spun eu în meciul cu Dinamo și chiar de la meciul cu UTA merita mult mai mult ca și rezultat, însă am avut și ghinion, am făcut și greșeli individuale, colective, și n-am reușit să venim cu nimic din aceste deplasări. Da, este adevărat, mă bucur că am reușit să câștigăm, îmi felicit jucătorii. Eu cred că am condus inițiativa, am avut inițiativa la acest joc, am meritat victoria, am avut la dispoziție timpul necesar pentru a pregăti acest joc. Am întâlnit o echipă foarte bună, Gazmetan Media, și chiar dacă poziția lor în clasament este una care nu este în concordanță cu realitatea, adică din punctul meu de vedere Mediaș este o echipă cu jucători foarte buni,
sunt, într-adevăr, trec printr-un moment greu, dar au jucători de calitate, mă refer la Chamed, Deaconu, Grădinaru și mulți alții de pe acolo. N-a fost un joc ușor pentru noi, a fost un joc greu. Lucru care m-a bucurat foarte tare a fost că faptul că am reușit să revenim de la 1-1, nu am cedat, am mers în continuare pe ceea ce am pregătit la antrenament, adică pe jocul de atac, și am reușit să câștigăm acest joc. Este al doilea joc la rând care îl câștigăm după ce am fost egalați, așa că mă bucură că echipa are un moral bun și eu cred că suntem pe un drum, drumul pe care ni-l dorim cu toții, atât eu cât și jucătorii și staff și toți cei care îndrăgesc această echipă. Important este să rămânem cu picioarele pe pământ, să ne pregătim la fel de bine cum ne-am pregătit până în momentul de față, că ne așteaptă un joc foarte greu cu Mioveni și trebuie să fim pregătiți și mental și fizic pentru acest joc. Da, victorie, aduc victorie, domnule Liviu Ciobotariu, un al treilea succes în partida de care vorbeați, ar duce FC Voluntar foarte aproape de o zonă în alta clasamentului. Așa este. Eu am declarat-o și când am venit la dumneavoastră în emisiune și vreau să fac o paranteză, mi-a făcut o mare plăcere să fiu lângă dumneavoastră acolo, m-am simțit foarte bine în emisiune, așa că mă repet ceea ce am spus și atunci, obiectivul nostru, noi ne-am trasat un obiectiv, este acela de a nu avea emoții pe final. Știm cu toții că sezonul trecut am mers la baraj. N-a fost așa ușor pentru că emoțional și asta am trecut prin multe stări și ne dorim foarte mult să nu mai avem acele emoții. Asta înseamnă că ar trebui să adunăm sau acumulăm cât mai multe puncte, să avem așa o liniște între ghilimele pe final de sezon. Să sperăm că așa va fi. Domnule Ciobotariu, mulțumim tare mult pentru intervenție de aici, din studioul nostru. Cu mare drag, mare drag. Emisiune plăcută. Mulțumim. Ionel, tocmai te lăudam, ce elev model ești, dar uite, vezi, n-ai avut răbdare. Voiam să-l las pe Ionuț să-i adreseze o întrebare, pentru că Ionuț n-a avut oportunitatea de a-și da cu părerea. Și mâine zi, acum. Și mâine o zi. După următorul succes, Liviu Ciobotariu ne-a precizat că va câștiga. Am înțeles. Haide să trecem la următoarea parte, pentru că ne alergă regia, pentru că suntem contra timp. Șefa, exact. Ne vorbește aici și nu vreau să o supărăm. Bun, partida dintre cei de la FCSB și Dinamo București, terminată cu un scor despre care cred că nu trebuie să mai vorbim, îl știe toată lumea, a fost numărat pe degete, să zicem așa. Haideți să aflăm părerea tehnicienilor și revenim aici în platou. If I see the match, I remember 42 minutes we was losing 1-0. And they score on the free kick, duped free kick. And after the red card on Philip, in 5 minutes they scored 3 goals. Other 2 on the free kick and one on the penalty. In the moment was finished the match. Because until the 42 minutes we stayed well in the pitch with a good confidence. But this is the football. Ne bucurăm pentru că e adevărat, s-a scris o pagină frumoasă în istoria acestui derby, cel mai mare diferență. Aveam nevoie de acest rezultat, l-am căutat, aveam nevoie de puncte. Punctele, cele 3 puncte sunt ce am căutat, punctele sunt ale echipei, rezultatul este pentru suporteri. Rezultatul este al lor, știm că am creat o bucurie extraordinară suporterilor și ne bucură pentru că avem nevoie să îi aducem lângă noi. Avem nevoie de ei în număr cât mai mare. Vor fi multe lupte grele în față pe care le avem, multe teren de recuperat și fără suporterii noștri va fi aproape imposibil să reușim. Avem nevoie încet, încet să îi aducem lângă noi, să își recapete încrederea în posibilitățile și în forța acestei echipe și avem nevoie mai mult decât orice să reconstruim spiritul. Am simțit de când am venit, chiar dacă am lângă mine oameni profesioniști și oameni care
sunt în spatele echipei care îi cunosc de mulți ani și cu care am mai colaborat în trecut, oameni care au fost implicați în performanță pentru acest club. Cu toate astea am găsit multă lume căzută și un entuziasm pierdut. Până nu recredim spiritul, să avem personalitate, să arătăm atitudine la fiecare joc, să ne ducem mereu după victorie, să dominăm jocurile, să încercăm să aducem mereu puncte joc cu joc. Până atunci ne va fi foarte greu și eu cred că acest moment poate să fie o fundație pentru ceea ce urmează. Sigur, sunt fericit pentru băieți, îi felicit pentru implicarea, disponibilitatea totală, s-au implicat 100% și au dorit, aveam nevoie de acest moment. Am început repriza un pic atenți, conservator, dar încet, încet am reușit să marcăm și ne-am descătușat, după care restul este fără comentarii. Am creat foarte multe ocazii, am marcat 6 goluri, puteam să mai marcăm 6 goluri, venite 2 dintre ele de la 2 debutanți și mă bucur foarte mult pentru ei, pentru că înseamnă elan și entuziasm. 6 goluri venite de la 6 marcatori diferiți și asta este și asta cred că o premieră pentru echipă și pentru club. Deci este o seară frumoasă pentru noi, dar de acum încolo trebuie să reușim de mâine să ne reechilibrăm pentru că lupta de abia acum începe. Felicit echipa și felicit toți cei implicați în această seară și mulțumesc din suflet suporterilor. Nu cred că mai sunt foarte multe de zis. A fost extra dezbătut acest match, dar eu nu ți-am lăsat restant de la ultima partidă, deci te rog, scena este a ta? Da, ai dreptate, Alice, nu ar fi foarte multe lucruri de spus. Un meci fără istoric, practic decis din punctul meu de vedere și de gafa arbitrajului. Ișvan Kovac a luat o decizie pe care lumea fotbalului nu a înțeles-o și mă refer aici la foști mari arbitri care la unison au considerat că decizia eliminării lui Stenian Filip a fost una eronată. De acolo, bineînțeles, tăvălugul a pornit și nu a mai putut fi oprit. Eu nu aș face un titlu de glorie din această victorie, pentru că să nu uităm, FCSB a întâlnit o echipă cu foarte mulți copii, a întâlnit o echipă cu foarte multe implanturi venite pe ultima 100 de metri. Vezi poziția lui Torge ca vârf împins, o poziție cu care el nu a fost obișnuit să joace niciodată. Este o victorie care vine la timp pentru FCSB și pentru ceea ce înseamnă liniștea acestei echipe, pentru că dacă nu ar fi câștigat partida cu Dinamo, lucrurile s-ar fi precipitat un pic și, zic eu, nu știu câtă răbdare ar mai fi avut patronul FCSB-ului. Este o victorie care îi dă timp lui Edi Iordănescu să construiască, bineînțeles, ceea ce își dorește și să strângă oarecum diferența aceasta între el și lider, ajunsă la 9 puncte în acest moment. Iar noi aici, din ultima bancă, o să spunem, nu-i așa, Dacian, contribuim la starea de bine a lui Cristi Pulhac și nu l-am chemat să stăm de vorbă despre această partidă, nu? Da, nu cred că... E conștient și el, nu? Doar normal, se uită la toate e acum o glumă între noi doar. Nu știu, a fost un, din punctul meu de vedere, mi-aduc aminte când mai făceam noi în curs săptămânii, marțea, miercurea, mai făceam un meci cu juniorii. Aducea antrenorul care era oricare, da? Aducea echipa a doua sau o echipă de juniori ca să ne facem noi schemele, să... tranziția pozitivă, negativă. Exact așa a fost și meciul ăsta. Din punctul meu de vedere, au jucat seniorii cu juniorii. Cu tot respectul pentru cei de la Dinamo, dar am spus-o de acum 3 săptămâni, o lună de zile, că nu-i văd în stare să mai câștige un meci. Sincer. Adică nu sunt multe de spus când 6-0, chiar dacă nu l-elimina pe Filip, tot, nu din punctul meu de vedere, major. Tot categorii câștigau cei de la FC. Bun, eu nu o să-ți las scena deschisă pentru următoarea partidă, care, la fel, cu foarte multe goluri, Farul Constanța și Academica Glinceni, 5-0. Haideți să aflăm părerile tehnicienilor și revenim. Spuneam la începutul meciului că o să avem un meci foarte dificil. A fost foarte dificil, ni l-am făcut și noi pe parcursul jocului foarte dificil. Nu ne așteptam, sincer să fiu, să pierdem la un asemenea scor, pentru că băieții ne-au arătat altceva la antrenamente. Au fost bine, s-au pregătit bine. Părerea mea e că am pregătit jocul destul de bine, dar din păcate nu s-a văzut mai nimic din ceea ce am pregătit. E un moment greu pentru noi ca staff, pentru echipă, în general, pentru club, pentru că nu ne așteptam la rezultatele astea. Sigur, greșeala, după părerea mea, cred că s-a făcut la începutul campionatului din partea tuturor. Mă refer la staff și la echipă.
pentru că cel puțin senzația mea în primele jocuri a fost că simpla prezență pe teren a unei echipe care a terminat pe locul 5 va aduce și puncte, ceea ce ne-a costat, cred. Iar acum e foarte, foarte dificil. E un moment greu, încă o dată o spun, din care trebuie să ieșim cu toții. Trebuie să găsim soluții, o să stăm de vorbă și chiar între noi, staff-ul, să vedem ce soluții găsim cu cei din club, cu jucătorii, pentru ca echipa să meargă înainte. Problemele noastre sunt de joc, pur și simplu de joc, pentru că facem foarte, foarte multe greșeli. Nu e puțin adevărat că și astăzi, la primul gol, în minutul 4 sau 5, când l-am luat, acum nu vreau să dau vina pe arbitraj, aș fi penibil să spun că din cauza primului gol am luat încă 4 după aceea. Dar a fost un nou de poartă, i s-a dat corner și după aia am luat gol. Pentru că echipa, după atâtea înfrângeri, când ia un gol, pentru că am jucat și eu fotbal și știu cum e, se destabilizează. E foarte greu să-și revină. Am fost serioși, ce am pregătit în aceste două săptămâni am făcut pe teren, chiar dacă la început, după marcarea golului, am fost supărat, pentru că am lăsat puțin pedala, ritmul nu mai era la fel, concentrarea nu era la fel, am greșit multe mingi, pase ușoare, dar după aia, ușor, ușor, am vrut la pauză, am continuat și mă bucur, știam că întâlnim o echipă care era greu să o desfaci, dar am pregătit bine meciul și sunt mulțumit de majoritatea jucătorilor, se poate și mai mult, dar n-am decât să felicit pe toată lumea. Se vede că acasă cu publicul, cu terenul, cu toți, al 12-lea jucător, jucăm bine, ne ajută foarte mult și prezența lor. Le mulțumim pe această cale că ne susțin și asta e. Bucuros, fericit, dar mâine ne gândim la următorul meci, la ce avem în față. Am făcut bine. Cele două săptămâni ne-am antrenat bine și eu cred că s-a văzut pe teren că echipa poate. Bun. După un așa scor, ce ar mai putea fi de spus? Ionel, te rog. Un meci al premierelor. Hefte Betancor, ex-echipierul celor de la FC Voluntari, ce jucător a pierdut Liviu Ciobotariu, marchează de 3 ori. Iată că Gică Hagi propune din nou un nume care probabil va deveni în scurt timp o țintă importantă pentru echipe de prim rang, de ce nu din Europa. Acest Enes Ali la 16 ani, din 16 ani marchează. Dincolo, Ilie Poenaru a avut în urmă cu ceva vreme o discuție probabil lămuritoare cu șefii echipei din Clinceni și a anunțat dorința de a părăsi echipa. Rămâne ca în această seară să aflăm dacă Ionuț Chirilă va fi noul tehnician al formației din Clinceni. Orele următoare sunt decisive. Ionuț, cum ți s-a părut acest scor? Fără replică pentru Academica Clinceni și, într-adevăr, Enes Ali, Ionel, devine cel mai tânăr marcator din istoria Ligii I. Trecuseră 44 de ani de când Ion Giorgău reușea să înscrie într-un Craiova Progresul 5-0. Avea 16 ani și 25 de zile. Iată că Enes Ali, la 15 ani și 6 luni, un pariu al lui Gică Hagi, un jucător născut în Canada, vine trecut prin Academia Barcelonei, ochii de Gică Hagi îl aduce și iată devine un tânăr pe care trebuie să-l urmărim cu mare atenție. De partea cealaltă, din păcate, Academica Clinceni se îndreaptă către Liga a doua, pentru că mi-e greu să cred că vor reuși să treacă peste aceste șocuri și chiar cu venirea aceasta unui nou antrenor vor trebui să lucreze foarte mult și la lot, pentru că au pierdut foarte mulți jucători de valoare și ceea ce au pus în loc, din păcate, nu se ridică până în acest moment la nivelul celor plecați. Un Dacian, așa scor pentru un așa weekend? Reflectă realitatea, așa cum reflectă, a spus. Reflectă realitatea, exact. Iar vis-a-vis de cei de la Academica Clinceni, nici eu nu-i văd prea bine, sincer. Dacă nu, în iarnă, acum e greu să mai aduc jucători, s-a terminat perioada de transferări, în iarnă, dacă nu aduc cel puțin 5-6 titulari, e greu să rămână Liga I. Farul Constanța, foarte, foarte bună de când a venit Gică Hagi. Se vede că a intrat în pâine, că și se vă este acolo cu așa. Este acolo zi de zi pe teren și diferența se vede, exact, în scor. Bun, haideți să trecem și la ultima partidă și cel de-al doilea egal la aceste etape, CSU Craiova și cei de la Șep și Sfântul Gheorghe, 1-1. Haideți să vedem antrenorii după partidă și revenim. Un egal nesperat pentru noi, obținut cu multă șansă și cu un portar în zi mare. Și dacă ar fi să
chiar dacă fac declarația la cald, cred că am avut parte astăzi de un arbitraj care în foarte multe momente ne-a dezavantajat. S-ar putea să fi dezavantajat și gazele în anumite momente, deci părerea mea că în momentul de față suferim la nivel de arbitraj în România. Din păcate văd că nu face nimeni nimica, mergem în continuare pe aceleași principii, corpul de arbitri este care este și se fac foarte multe greșeli. În plus, implementarea VAR-ului văd că mai cere timp și atunci vor fi în continuare multe nemulțumiri și de o parte și de cealaltă a jocurilor. Anumite lucruri le văd de pe margine. Am jucat de 40 de ani sunt pe terenul de fotbal la nivel, știu eu, profesionist aproape. Dar nu avem ce face. Asta este, trebuie să mergem înainte, ni se pune pumnul în gură, suntem foarte ușor eliminați. Cum spunem ceva, nimeni nu înțelege că, domne, și noi suntem oameni și noi muncim și noi încercăm acolo să ne stăpânim cât putem. Din păcate, acești arbitri nu înțeleg că trebuie să aibă mai multă îngăduință. Această, știu, regulă, nici nu știu, lege discreționară vis-a-vis de acordarea cartonașelor galbene și de suspendarea antrenorilor, mie mi se pare cel puțin hilară. Dar asta este. Nu avem ce face. Trebuie să ne supunem. Degeaba ne mai lamentăm. Trebuie să mergem înainte, să încercăm să facem tot ce omenește posibil cu ceea ce avem la dispoziție, să ne repliem, să ne reconsiderăm poziția și să redevenim acea echipă puternică. Eu cred că am avut ultimele trei jocuri rezultate bune împotriva unor echipe foarte bune ale campionatului și ăsta poate fi un punct de plecare. Chiar dacă meciul de la Craiova nu m-a mulțumit ca și joc, ci doar ca rezultat, cred că meritam mai mult la FCSB, cred că meritam mai mult acasă cu Botoșaniu. N-am meritat acolo, astăzi am luat un punct pe care poate nu-l meritam. Da, așa e la fotbal. Păcat de rezultat, jocul mă mulțumește. Faptul că ne-am creat foarte multe ocazii este pozitiv, negativ faptul că le ratăm foarte ușor. Ocazii imense. Dar pentru devotament, pentru ceea ce s-a întâmplat pe teren, pentru cum au jucat băieții, eu cred că merită felicitați și cu siguranță perioada următoare vor veni și rezultatele. Bun, pe repede înainte, Dacian, ce părere să spuneți despre acest egal? Gustavo, înger și demon, din punctul meu de vedere. A ratat 11 metri, a marcat, putea să aducă cele 3 puncte să rămână în Oltenia. Așa, s-au mulțumit doar cu un punct. Următorul coleg, repede că ne-ai certat. Te rog, Ionel, repede. Ce să fac? Timpul e scurt. Da, treia remiză consecutivă pentru Sepsi, care nu stă deloc bine în clasament, doar 7 puncte și undeva în subsolul ierarhiei. O anomalie, dacă îmi dați voi, echipele care au avut stabilitate pe banca tehnică, gen Academica Clinceni sau Sepsi, nu merg deloc bine în această perioadă. Dincolo, jocul a lăsat destule semne bune la formația craioveană, foarte multe ocazii, o echipă croită pe ofensivă, însă când și ghinionul face parte dintr-o partidă, spunea Dacian de ratarea lui Gustavo, iată că punctele se împart și atunci care va pierde un moment important de a aduna o victorie de care era mare nevoie. Deci așa trebuie să învățați să vorbiți și cu o dicție perfectă. Facem exerciții de acum. Repede, colegul, că ești în remiză. Te rog, Ionuț. Da, din punctul meu de vedere, este o remiză care nu ajută pe nimeni, Alice, pentru că Universitatea Craiova ar fi legată a treia victorie și s-ar fi apropiat de plutonul fruntaș, în timp ce Sepsi, iată, ajunge la 7 partide fără să cunoască gustul victoriei, o partidă presărată cu foarte multe greșeli de arbitraj, ambele goluri marcate din offside, un penalty acordat eronat la un fault făcut în afara careul de 16 metri și, din nou, o premieră în acest sezon, cele mai multe faulturi făcute de o echipă, 27 făcute de Sepsi, care a arătat că în multe momente este depășită și, din punctul meu de vedere, este o echipă care lasă mult de dorit față de sezonul trecut și Leo Grozavo trebuie să pună lucrurile la punct dacă doresc, bineînțeles, covăznenii să mai prindă play-off. Bun, a fost o etapă, cu siguranță, dacă sunteți de acord cu mine, foarte interesantă, nu-i așa? Am avut multe scoruri neașteptate pentru fotbal în general, pentru soccer, cum se spune, și ceva multe probleme de arbitraj care au fost semnalate. Să vedem ce ne rezervă etapa următoare, nu-i așa? Nu? Da. Sunteți de acord? Da. Da. Ok, bine, vă mulțumesc tare mult pentru prezența tuturor, dar asta este, v-am grăbit, timpul nostru a ajuns la final. Ne revedem și mâine, tot de la ora 17. Rămâneți alături de noi cu Metropola TV și Sport Total FM. O seară plăcută tuturor!